În numele Domnului Iisus Hristos, deschidem serviciul divin cu imnul 45, mărim pe cel sfânt. Mărim pe cel sfânt, căci pe Fiul ne-a dat de-a murit pentru noi și ca Domn a înviat. Aleluia, îi dăm mărire, aleluia, amin. Aleluia, îi dăm mărire, să fie mărit. Pe Tatăl mărim pentru Spiritul Sfânt, spre Iisus și spre cer El ne-ndreaptă orice gând. Aleluia! Aleluia, amin. Aleluia, îi dăm mărire, să fie mărit. Mărire închinări, pentru veci ți-am jertfit, ție plânătule miele, căci tu ne-ai mântuit. Aleluia, îi dăm mărire, aleluia, amin. Aleluia, îi dăm mărire, să luăm atitudine pentru rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că ne-ai făcut această favoare de a ne întâlni astăzi în ziua ta cea sfântă în locașul tău. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat viață, ne-ai dat sănătate, îți mulțumim pentru vremea de afară. În mod special îți mulțumim pentru cuvântul pe care l-ai pregătit pentru noi astăzi. Te rugăm să binecuvântezi solul care îl va vesti și ajută-ne, Doamne, ca ceea ce auzim să fie însușit în viața noastră. Avem încrederea că ne vei asculta, pentru că te-a rugat în numele lui Iisus Hristos. Amin. Pacea Domnului. Papua Noua Guinee, Dorca. Într-un mic sat din jungla Papua Noua Guinee locuiește o tânără pe nume Dorca. Dorca dorea să găsească o nouă modalitate de a împărtăși dragostea ei pentru Iisus cu prietenii. A început să copieze versete din Biblie pe bucăți de hârtie pentru a le oferi celor două prietene ale ei. Curând, ele se întâlneau în fiecare zi la ora prânzului pentru a cânta și recita versetele memorate. Au început să vină și alți copii, iar grupul a crescut rapid. Când Dorca i-a spus mamei câți copii au participat la grupul ei, mama i-a sugerat să se întâlnească seara acasă la ea, ca să poată veni și mai mulți copii. Au început să se întâlnească în fiecare miercuri și vineri seara. În curând, grupul lor a crescut la peste 40 de copii. Au început să vină și unii dintre părinții lor. Dorca și-a invitat prietenii să meargă la Biserica Adventistă în ziua de sabat și mulți copii și câțiva părinți i s-au alăturat. Împărtășirea credinței noastre este cea mai bună modalitate de a face ca biserica să crească pentru a ne zidi în propria credință. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Amin.
Luăm atitudine pentru rugăciune. Tatăl nostru, care ești în ceruri, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru mulțimile de binecuvântări revărsate peste noi. Acum venim înaintea Ta cu aceste daruri de decim. Te rugăm din toată inima binecuvântează-ți dătătorii voioși. Să ajungă scopul dorit de Tine. Te rugăm binecuvântează și părțile care au rămas acasă. Aș să le cheltuim în mod chipzuit. Te rugăm, dă-ne sănătatea mai departe, fii Tu cu noi mai departe. Numele Tău de Tată să fie lăudat acum și în veci. Amin.
În acest sabat avem deosebită bucurie să-l avem în mijlocul nostru pe fratele Coșcudan. Vă spunem bine ați venit în biserica noastră, dorim să vă simțiți bine. Dânsul își desfășoară activitatea la Centrul de Sănătate Podiș în calitate de medic. Îl rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care o faceți dumneavoastră și întreaga echipă de acolo. În continuare vom asculta cuvântul din partea Domnului care va fi transmis prin fratele Coșcudan. Pacea Domnului, scump frați și surori! Sunt bucuros în acest sabat să fiu în această biserică frumoasă, o biserică vie, cam mă văd triști, nu? Mă văd triști sau încă meditați la ceva, la niște gânduri. Aș vrea să pornesc aici, dar dacă mă ajută vreun cineva, ai display. Merge. Eu sunt mai... Asta a pornit, da? Bine, să facem cunoștință un pic, mulți nu mă cunosc, nici eu pe dumneavoastră pe mulți nu-i cunosc, este familia mea, eu, vedeți, sunt cel mai mic de aici, deci... Două fete care le vedeți lateral este Elisa și Anastasia, au născute în Irlanda. Emma, între Anastasia și mine, e născută în Moldova și Samuel în România. Deci pe unde merg, nasc câte un copil, doi. Asta înseamnă că se împlinește făgăduința lui Dumnezeu, creșteți și mulțiți-vă. Da? Dar sper că dacă plec din România, dacă o fi voia lui Dumnezeu, nu mai nasc, fiindcă, nu naștem, fiindcă e suficient. Da, trebuie să-i creștem pe acești copii, să avem grijă de ei. Eu, cum a fost spus, sunt medic la Centrul Sănătate Podiș. Prima mea specialitate, eu sunt chirurg pediatru și acum fac a doua mea specializare în oncologie medicală la Institutul Regional Oncologie Iași. Ne ocupăm la Podiș cu un stil de viață, dorim să aplicăm un stil de viață în viața oamenilor care vin acolo. Și scopul nostru este să ajutăm ca omul cu adevărat să trăiască acea dorință pe care o a arătat-o Domnul Iisus Hristos și a spus-o chiar în Ioan, capitolul 10, că am venit ca oile mele să aibă o viață din belșug. Da? Și aș dori în această dimineață de sabat să vorbim ce înseamnă această viață din belșug. Fiindcă nu putem exclude anumite lucruri că trăim pe acest pământ și pe acest pământ ne îmbolnăvim, suferim, ajungem în anumite situații de criză. Și în aceste situații de criză, această viață din belșug parcă ar dispărea. În Minte, caracter, personalitate, pagina 660, profetul Domnului spune: dacă gândurile sunt rele, simțemintele vor fi rele, iar gândurile și simțemintele împreună alcătuiesc caracterul moral al nostru. Cu alte cuvinte, caracterul este format din suma gândurilor noastre cu simțemintele noastre. Și acest lucru este foarte important. Știți, chiar discutam zilele acestea cu un coleg psihiatru și zicea că, să știi, creierul nostru nu are nevoie de multe substanțe sau toxine ca să gândească altfel. Este nevoie doar o mică particulă, un mol mic care ajunge în creierul nostru și deja ești altă persoană. Gândești altfel, ai alte valori, îți poți lua alte decizii și viața ta se schimbă foarte mult. Deci, cum ajungem noi la gânduri rele și simțemintele rele? Cu alte cuvinte, dacă eu v-aș întreba pe dumneavoastră în această dimineață, spuneți-mi, vă rog, cum vă simțiți, da? Dumneavoastră veți răspunde, mă simt bine sau nu prea. Dar ca să arătăm corect, zicem că mă simt cum? Bine, dar. Dar adevărata întrebare trebuie să fie și corect cu forma acestui citat, trebuie să fie următoarea. Bună ziua, spuneți-mi, vă rog, cum gândiți? Când zici cum gândesc, deja îi devine mai complicată problema și mai privată. Ce ai tu cu gândurile mele? Nu? Păi de la gânduri pornesc simțemintele. Și gândurile acestea sunt foarte importante în sănătatea noastră și în modul
de a fi cu adevărat într-o viață, de a avea o viață din belșug. În Divina Vindecare 241, Elenu a spune durerea, neliniștea, nemulțumirea, remușcarea, vinovăția, neîncrederea, toate au tendință să zdrobească forțele vitale și să producă degenerare și moarte. Știți, noi în stilul nostru de viață al bisericii avem anumite principii. De asta nu te atingi, asta nu gusti, asta nu faci. Dar puțin dintre noi luăm în calcul aceste aspecte ale vieții noastre și în mod special când vorbești despre neliniște, oare să nu fii neliniștit? Când la hotare este război? Oare să n-ai nicio vinovăție în viață, în trecut, în familie probleme, neînțelegeri, copii, părinții? Toate aceste lucruri, vedeți că zice acest text că au tendința să zdrobească forțele noastre vitale. Poți să mănânci broccoli și tofu toată ziua. Dar forțele vitale, din cauza unor lucruri, sunt degenerate și aduc moarte în viața noastră. Și priviți chiar și minte, caracter, personalitate, atel în această carte, scrie prima lucrare pe care o au de îndeplinit cei care doresc reformă în viața lor, este aceea de a-și purifica imaginația. Deci la aceasta suntem chemați. Și această lucrare nu o facem noi, personal. Discutam la școala de sabat despre sabat și timpul sfârșitului. Da? De parcă ar fi puse într-o balanță, da, dar mai mult ca atât, sabatul inclus în timpul sfârșitului, în perspectiva sfârșitului. Și noi am încercat să dăm un răspuns la grupa noastră, ce ar însemna acest sabat în viața noastră. Mi-a plăcut foarte mult ce a scris un autor, a zis că sabatul ne este dat nouă ca să ne putem elibera de povara de a ne face buni prin puterele noastre. Știți că adeseori în viața noastră dorim să fim buni prin puterele noastre, cu puterele noastre, cu forța noastră, cu voința noastră. Uite, facem așa, devenim mai buni, să fim bine priviți, să fim cu adevărat niște creștini adevărați. Dar nu în sabat, Dumnezeu spune, stai un pic, oprește-te. În sabat vreau ca tu să guști această eternitate, această viață din belșug prin care eu lucrez și tu stai liniștit. În care puterea mea lucrează în viața ta și te eliberează de vinovăție, remușcare, durere, suferință și de toate. Și cum oare să aibă loc această schimbare și purificare a imaginației? Știți, am văzut în Scriptură și în Spiritul Profet niște principii care foarte strâns legate sunt cu viața noastră de credință. De exemplu, când te rogi pentru credință, ca Dumnezeu să-ți întărească credința, ce face Dumnezeu? Știți? Te pune în anumite situații de criză. Da, un sportiv ca să-și întărească mușchii, ce face? Exerciții. Ei, cum credeți dumneavoastră, care sunt exercițiile spirituale pentru creșterea și dezvoltarea credinței noastre? Stai în pat, liniștit și îți crește credința, nu? Nu se întâmplă așa ceva. Ca să-ți dezvolți credința, Dumnezeu trimite niște situații de criză, niște situații în care cu adevărat stai în fața mării, într-o parte munții și în altă parte vine faraon cu carul lui. Și atunci ce face credința? Este exersată și începi să-ți dezvolți credința. Ei, dar cum se întâmplă cu purificarea imaginației? Oare ce face Dumnezeu ca să ne purifice nouă imaginația? Și scrie mai departe, dacă mintea tinde să se îndrepte spre căile imoralității, trebuie înfrânată și obligată să se concentreze numai asupra unor subiecte înalte și curate. Cu alte cuvinte, prin aceste propoziții, ne spune nouă profetul Domnului că noi avem tendința să gândim cum? Pozitiv sau negativ? Negativ. Noi avem tendința să gândim negativ și specialiștii spun că chiar aproape 70-80% din gândurile noastre sunt gânduri negative. Sunt gânduri care nu sunt optimiste. Sunt niște gânduri destructive. Haideți să vă dau un exemplu. A plecat copilul în tabără.
la Brașov, mai știu unde, în munți. Și urcă crestele munților, se simte bine acolo, e frumos, și dimineața a doua zi îl suni și nu răspunde, n-are semnal. Peste 15 minute îl suni, n-are semnal. Care este primul gând pe care îl are mama? O, ce bine, se bucură copiii, se joacă. Asta e primul gând? L-a mâncat ursul, prima variantă. S-a pierdut prin pădure, a doua variantă. Nimeni nu-l poate găsi, a treia variantă, și a patra, că nu mai am copil. Sau, soțul cu soția se pun la masă să mănânce și soțul zice că plec să... Nu este pâine. Ciorba e foarte gustoasă, scoasă de la foc, gustoasă, dar pâine. Și pleacă de la pâine. Și magazinul este vis-a-vis de drum, îl vede pe geam cum pleacă. Deci 15 minute nu vine soțul, jumate de oră nu vine, o oră n-a venit. Telefonul lui pe masă, lângă ciorbă. Primul gând al soției. Gânduri pozitive, nu? Te trezești dimineața, ești cu biletul de garanție pierdut, adică după 35 de ani. Privești în oglindă și primele cuvinte care le spui, vai, ce frumoasă sunt! Nu? Ai garderobă plină de rochii, haine frumoase, doar de 4-5 stele. Umbraci, ce spui? Vai, ce bine îmi stă! Nu? Vedeți, noi avem această tendință și Dumnezeu ne știe, Dumnezeu ne cunoaște. Adică El este acel medic care știe din ce suntem făcuți și știe care este problema noastră. Știe că suntem atât de slabi și neputincioși și nu avem putere. Asta cum aș încerca să-i spun unui alcoolic să nu mai bea. Și ce spune cartea de specialitate cu privire la alcoolism? Alcoolismul este o boală incurabilă. Nu se vindecă. Asta cum aș încerca eu dintr-un castravete murat să fac unul proaspăt. Dar totuși există o speranță. Această speranță și această putere ne oferă Dumnezeu. Și priviți ce scrie mai departe. Prin puterea lui Dumnezeu, imaginația poate fi disciplinată și învățată să se orienteze numai asupra lucrurilor cirești și sfinte, adică prin puterea lui Dumnezeu. Și noi știm foarte bine din contextul Scripturii că puterea lui Dumnezeu ca să acționeze în viața mea este nevoie de anumite condiții. Și condițiile sunt foarte stricte. Una dintre care, dacă eu am un păcat bine cunoscut de mine și îl practic în viața mea, Duhul Sfânt nu va avea acces, nu va avea succes ca să-mi dea mie acea putere ca să devin liber. Deci primul lucru este pocăința, care noi foarte bine este descris în Scriptură, să vin la Dumnezeu, să-mi pocăiesc, să-mi mărturisesc păcatul și să strig după ajutor de la El. Și al doilea lucru este, cum a spus și dumneavoastră, să-L accept. Acea putere desăvârșită și plină să o accept în viața mea și ea va aduce rod. Divina Vindecare, pagina 127, zice că boala reprezintă un efort al funcțiilor vitale naturale de a elibera organismul din starea care a fost adus prin încălcarea legilor sănătății. Deci aici intrăm deja pe o filie care ne vorbește nouă că boala pe pământul nostru apare din două motive. Haideți să le luăm așa. Primul motiv, cum credeți, din ce cauză noi ne îmbolnăvim pe acest pământ? Primul motiv. Primul motiv este că ne naștem pe planeta Pământ. Aici este Chernobyl, aici este Hiroshima, Nagasaki, poluanți, toxic și radiație și multe alte condiții care au determinat ca noi să fim vulnerabili și bolnavi. Se naște un copil cu un sindrom. Părinții au fost stricți, au avut un stil de viață sănătos, dar copilul se naște bolnav. Cine este vinovat? Condițiile, mediul, nu? Și a doua cauză, care foarte des întâlnită, este când se încalcă anumite principii ale sănătății. Și priviți, de la bun început, boala este un lucru bun. Așa ne învață Dumnezeu.
Adică când în viața mea apar niște schimbări, îmi crește valoarea colesterolului, apare hipertensiune arterială, mă dor genunchi, mă ridic din pat, văd steluțe, că cai verzi și una alta, păsărele și fluturi, da? Apare un semn de alarmă. Oprește-te, stai, oprește-te, ceva nu merge bine în viața ta și este nevoie să-ți recapitulezi principiile. Asta este primul strigăt. Adică sistemul meu începe ce să facă? Să strige ce? Auleu! Auleu! Și strigă un țipăt, auleu! Și noi ce facem? De regulă. Suntem stresați, nu avem timp, alergăm, copii de căsătorit, casă de făcut, mașină, credit la bancă și strigăm, taci! El strigă, auleu! Dar noi, taci! Nu? Și dăm ce? Buline. Avem buline pentru urechea dreaptă, urechea stângă, nara dreaptă, genunchi, rinichi, colecist, pancreas, intestin, constipație, diaree, cefalee, pancreatite, gastrite, ite, artroze, oze și le dăm medicamente. Și cu aceste medicamente încercăm să rezolvăm problema, dar nu în zadar Dumnezeu ne-a dat nouă aceste 8 legi ale sănătății. Și să știți, Dumnezeu ne-a dat aceste 8 legi ale sănătății nu doar ca noi să avem o viață lungă, te treziți la 120 de ani, cu toți dinții în gură, și zici, vai ce fain, uite, eu toată viața mea am avut aceste 8 principii ale sănătății în viață, toți lângă mine au murit și la stânga și la dreapta, eu unicul am rămas viu, și mă pot bucura cu faptul acesta. Doar pentru aceasta ne-a dat Dumnezeu nouă reforma sănătății sau aceste principii? Nu! Este ca Dumnezeu să poată lucra în noi și să ne poată schimba sau purifica imaginația. Deci ca să pot eu deveni în realitate un templu al Duhului Sfânt și ca Dumnezeu să-și poată împlini făgăduințele Lui de recuperare, de reabilitare a vieții mele, a inimii mele, a minții mele, este nevoie de aceste principii ale sănătății. Și atunci când noi începem să le aplicăm în viață, are loc schimbarea foarte frumoasă, care chiar este vorbită și aici. Priviți, este un sistem foarte complex, se numește psihoneuroendocrino-imun, care ne vorbește despre faptul că dacă dorești să ai un sistem imun bine pus la punct, nu este nevoie să iei capsule sau să-ți iei niște suplimente alimentare sau antioxidanți sau să-ți iei pastile fermecate. Nu funcționează. Ca să ai un sistem imun foarte bine pus la punct, ca acest sistem imun să distrugă celulele canceroase, virus, bacterii și tot ce avem noi în corpul nostru, rău, este nevoie mai întâi de partea psihică să fie cum? Sănătoasă. Să fii psihic sănătos. Adică factorii stresori care vin în viață să ai niște anticorpi care distrug acești factori stresori. Partea psihică fiind sănătoasă mângâie continuu celula noastră neuronală. Îi face masaj, o face cu, dă cu cremă, îi întinde, face elongații. Adică celula nervoasă stă relaxată și nu are nici o suferință. Ea stă foarte bine. Dacă celula nervoasă stă bine, nu are stres și nu strigă la ea toată ziua partea psihică, atunci sistemul nostru endocrin va funcționa foarte bine. Da? Și astfel sistemul nostru imun își va face treaba. Deci toate sunt importante. Noi nu putem scoate din corpul nostru ceva și să încercăm prin acestea să aducem sănătate corpului nostru. În această dimineață eu aș dori de aici să merg să fac câțiva pași la niște factori de prevenție. Dacă v-am spus că sunt la oncologie acum, vreau să vă arăt niște... De ce mă duce în altă parte? Acușor cum ajungem acolo? Care ar fi niște pași de prevenție ai cancerului? Priviți aici. Deci aici este vorba de cei de la
Institutul de Cercetare American al Cancerului și Mondial și au găsit câțiva pași. Noi vom începe din partea dumneavoastră, cum sunteți, din partea stângă. Da? Vom merge la un cerc. Primul lucru care îl vorbesc ei spune să ai greutate normală a corpului. Știți cât este de greu să-ți menții greutatea corporală a corpului? E simplu, dar trebuie să fii mai slăbuț. Încearcă. Și mai ales, au trecut câțiva anișori buni. Al doilea principiu spune să te miști, să fii activ fizic, să faci mișcare. 2022, în America a apărut un nou strigăt al prevenției bolilor. Și americanii au strigat în gura mare sistemul medical la poporul american și au spus așa în 2022, anul trecut. Au zis, dragi americani, noi vă rugăm frumos pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare, cancer și multe alte boli ale civilizației în viața voastră, vă rugăm să faceți 8 minute de mișcare. Imaginați, până în 2022, cât au strigat ei? Jumătate de oră. Și acum ce zic? N-am reușit jumătate de oră. Hai măcar să-i convingem să facă ei 8 minute de mișcare. E greu? Dar cine face 8 minute de mișcare? Cum să faci 8 minute de mișcare? 8 minute de exercițiu fizic cu adevărat autentic. Punctul 3. Zice să mâncăm o hrană bogată în cereale, legume sau leguminoase, fructe și aceste legume. Hrana să fie bogată în aceste principii. Punctul 4 zice, limităm consumul de hrană fast food și care este bogată în produse procesate și grăsimi, carbohidrați rafinați și zahăr. Punctul 5, limităm consumul de carne și hrană procesată, limităm consumul de zahăr și dulciuri, limităm consumul de alcool. Următorul punct spune, nu consuma suplimente alimentare pentru prevenția cancerului. Și ce afacere foarte bună s-a dezvoltat în lumea noastră de astăzi cu suplimentele alimentare? Eu cunosc unele așa mai ortodoxe. De exemplu, vine cineva și spune că eu am un fel de pâine. Pâinea asta eu o usuc. Apoi iarăși o pun la uscat, apoi iar o scot, iar o usuc. Și pâinea asta îți va da ție sănătate și te va ajuta să vindeci foarte multe probleme în viața ta. Mai este un alt supliment care l-am găsit și l-am auzit la fel ortodox. Este despre faptul că zice că este un tip de argilă. Da? E argilă, bagi în nas, în urechi, pui la frunte, pui pe abdomen. Și argila aia, chiar în unele situații, este nevoie chiar să o bei, să o mănânci. Și te vindecă de anumite boli. Deci principiile suplimentelor sunt practic aceleași pe care le-am spus un pic mai sus. Dar mai este altceva. De-a timpul istoriei, ca să revenim la lucrurile noastre, suplimentele care le avem astăzi, resveratrol și mulți alți antioxidanți, coenzima Q10 și altele, prin anii 400 înaintea erei noastre era marele renumitul medic, care oamenii când îl vedeau și îl auzeau și până astăzi a rămas, era Hipocrat. Îl cunoaște pe Hipocrat? Da. Deci Hipocrat a zis că a pus la baza medicinii lui 4 lichide. A zis că omul se îmbolnăvește fiindcă acele 4 lichide sau se numesc ele umori, fluide, din corpul nostru, nu sunt în echilibru și ca rezultat apare boala. El a zis că este sângele, flegma, lichidul biliar sau acea bilă verde și a spus de bila neagră, adică a dat 4 fluide. Au trecut ani și întreaga medicină s-a dezvoltat pentru ca să aducă acest echilibru a acestor lichide în corpul nostru. Și știți care era tratamentul? Dacă te îmbolnăveai, îți făcea venoflebotomie, îți tăia venele și scotea câte un litru, doi de sânge din tine ca să te vindeci. Sau îți dădea purgative, sau ca să ai diaree, sau vomiți ca să vergi, să vomiți, să deshidratezi corpul, ca astfel te vindeci. Așa era gândirea medicinii. A apărut Galen, un pic mai târziu, și Galen la fel a zis că, dragii noștri, este nevoie ca aceste 4 lichide în corpul nostru să fie menținute în echilibru și medicina se dezvolta în felul ăsta.
Apare un pic mai târziu Andrea Vesalius. Nu știu dacă ați auzit de el, el a fost cel care a pus baza anatomiei. Și el ce făcea? Ca să obțină acces, să aibă acces la țesuturi, la mușchi, la artere, la vene, la vase, avea nevoie de cadavre. Și mergea prin cimitire, dezgropa cadavrele, sau mai bine spus la cei care erau spânzurați, le obținea părți din corp și mergea și studia în laboratorul său, în camera sa, studia toate țesuturile corpului uman. La ce vreau să ajung? El a ajuns la faptul că a descoperit cu adevărat, omul are sânge, are flegmă, are lichid verde sau bila verde, nu a găsit bila neagră. Și toată lumea îl întreba pe Andrea Vesalius, spune-ne, te rog frumos, există bila neagră? Și l-a scris în revistele lui medicale. Prin dezgroparea cadavrelor din cimitire, l-am îngropat pe Hipocrate și Galen în teoriile lui. Și a pus punct. Ce a făcut Andrea Vesalius? L-a adus la faptul ca să poată pune punct la acea medicină care a fost până în prezent, până în anii lui, ca să demonstreze că omul cu adevărat are anumite principii de funcționalitate și sunt anumite lucruri care pot fi pipăite și nu le pot fi negate. Ei, astăzi, suntem în aceeași perioadă a lui Andrea Vesalius. Sunt foarte mulți oameni care pun baza și accentul pe anumite principii care nu au nimic cu medicina bazată pe dovești, nici cele ale Scripturii sau a Spiritului Profetic. Și inventează foarte multe suplimente. Haideți să vă arăt unul, de exemplu. Unul din el se numește, nu știu dacă ați auzit de el, resveratrol. Ați auzit de resveratrol? Ați auzit de resveratrol. Și medicii, unii medici chiar recomandă să se ia resveratrol. Ce este resveratrol? Este un antioxidant. Și cu adevărat, când te uiți în cărțile de specialitate și cauți în site-uri medicale ce este resveratrol, spune că el este un antioxidant foarte bun, face bine plămânilor, ficatul, oaselor, sân, inimă, ochi, rinichi, toate organele, zic mulțumim frumos de resveratrol. Și când în laborator au vrut să calculeze care este doza necesară ca acest resveratrol să-și facă efectul, au observat ei că este nevoie de 1 gram de resveratrol pe zi. Și vedeți că nenea ăsta, când a auzit că este nevoie de 1 gram de resveratrol, ce a făcut? Mulțumesc. Când a văzut că este nevoie de 1 gram de resveratrol, s-a mirat, nu? Din ce cauză credeți că el s-a mirat atât de mult? Fiindcă ai nevoie de multe produse care conțin acest resveratrol, să-l conțin în cantități mari. Lui iubitorii de bere, noi adventiști nu consumăm bere, dar cei care îl consumă, ei trebuie să ia de la 12.000, aproape 13 tone de bere, până la 746 de tone de bere pe zi. Adică și-au luat furtunul, au sunat la 112 și și-au doza de resveratrol de 1 gram din acest produs. Sau iubitorii de ciocolată. Trebuie să consume aproape 1 tonă de ciocolată cu lapte ca să-și ia resveratrolul de 1 gram. Iubitorii de mere trebuie să consume aproape 2,5 tone de mere pe zi, cei care iubesc tomatele 52 de kilograme, strugurii 795 de kilograme, observați că cantitățile sunt enorme. Este imposibil să consumi această cantitate într-o zi. Și ei ce fac? Au făcut, ai văzut? Este imposibil să mănânci atâtea produse, dar noi, în schimb, avem suplimentele fermecate. Suplimentul fermecat îți va aduce ție 1 gram de resveratrol și tu vei avea succes și toate vor decurge foarte bune. Numai că adevărul este pe jumate spus. Sunt foarte multe studii, doar vă arăt câteva, care au, de exemplu ăsta din 2012, din Jurnalul Medical Britanic, spune că cei care au studiat bolile cardiovasculare au observat că s-au fabricat foarte multe studii cu privire la vinul roșu sau la acel resveratrol care se conține în vinul roșu. Și au zis că studiile făcute cu privire la coaja de struguri au fost găsiți vinovați de 145 de date falsificate și fabricate cu privire la resveratrol. Mai este altceva, alt studiu, de exemplu, resveratrolul și sănătatea cardiovasculară, promisiuni terapeutice sau niște iluzii. Și aici spune așa, în concluzie, peste o perioadă mai multă de 20 de ani, studiile noastre
a obținut următorul rezultat. Resveratrolul a fost demonstrat că nu are nicio activitate benefică pentru om. De unde? Din aceste suplimente. Vedeți că Dumnezeu nu ne-a dat nouă să luăm suplimentele alimentare din pom. De exemplu, să luăm fiole, tablete, capsule supozitoare din arbuș sau chiar din sol. Ce ne-a dat nouă? Ne-a dat hrana. Hrana care este foarte bogată în acești antioxidanți. Și oxidanții la fel diferă foarte mult de tipul de hrană pe care noi îl consumăm. Dacă noi consumăm produsele care sunt bogate în produse de origine vegetală, conțin aproape la 100 de grame 1157 de antioxidanți de aceștia, milimol telurici pe 100 de grame, și în produsele de origine animală conțin doar 18 milimoli. Deci ar fi foarte bine, pe lângă hrana pe care dumneavoastră o aveți zilnic, să introduceți anumite produse care sunt ca bombă, care conțin o cantitate, ca o dinamită, care conține foarte mult resveratrol. Haideți, de exemplu, să luăm câteva. Deci, priviți, alimentația noastră este în mod special bogată în cartofi, nu? Tomate, morcov. Și aici antioxidanții sunt cam puțini, ajung cam până într-o mie. Când urcăm și coborâm un pic mai jos pe acest tabel, nu știu dacă se vede bine, observați că mai mult ca merele roșii cu coajă conțin căpșunile. Haideți că acum căpșunile scumpe. Bine, de unde e căpșun? Nu poți să iei căpșune, că sunt cam cumșoare, dar mai mult căpșunile are busuiocul. De ce mâncăm când? Produsele. La sezon, căpșunile mâncăm vara și busuiocul mâncăm iarna, de exemplu, nu? Sau dacă nu ai busuioc, mai mult ca busuioc conține zmeura. Nu ai zmeură iarna, ce iei? Mai mult ca zmeură ce are? Usturoi. Dar cine mănâncă usturoi? Cum poți mânci usturoi? Ai mâncat dimineața usturoi și mergi la serviciu. Așa bucuros, mergi, am mâncat usturoi plin de antioxidanți. Ha? Ei, n-ai posibilitatea să te bucuri de acest usturoi, dar ar fi foarte bine să fie introdus în alimentația noastră. Poți avea prunele uscate, nu? Crude. Deci aceste prune uscate conțin antioxidanți mai mult ca usturoiul și are aproape 8059. Ei, prunele acestea uscate le putem amestica cu miezul de nucă. Priviți, miezul de nucă are mai mulți antioxidanți decât afinele de munte crude. Cât costă un kilogram de afine și cât costă un kilogram de miez de nucă. Și vă dau o rețetă foarte faină. Dimineața se prepară foarte rapid. Ai luat câteva prune uscate, hidratate pe noapte, de dorit cu sâmbure, care mai mulți de ăștia euri în ele. Ai scos dimineața sâmburii, ai pus o mână, două de miez de nucă hidratată și ea pe noapte. Ai pus la blender, în câteva secunde a mixat-o și a făcut o pastă foarte faină. Ai întins-o pe pâine și parcă ar fi Ferrero Rocher pe pâine. Foarte gustoasă, plină de antioxidanți, consistentă, plină de fibre, de grăsimi și de carbohidrați foarte buni. Deci avem o rețetă foarte simplă și foarte adecvată și bună pentru noi. Haideți să coborâm un pic mai jos. Mai mult ca miezul de nucă are menta proaspătă. Deci menta aceasta proaspătă o luăm pur și simplu dacă doriți dumneavoastră antioxidanți, nu-i luați din suplimente. Da? Îi luăm de unde? Din hrană, din alimentație. Corpul nostru își va asimila antioxidanții necesari pe care noi îi vom avea. Mai mult ca menta proaspătă, deci am rupt acea mentă proaspătă, punem prin salată, puteți să puneți printr-un shake, puteți să puneți unde doriți, poți să faceți o ciorbă cu mentă proaspătă, foarte faină, da? Cei care doresc să facă inovații în casă. Ghimbirul un pic mai mult ca menta, mai mult ca ghimbirul, turmeric, cu scorțișoara și ultimul pe listă sunt cuișoarele. Cuișoarele nu le mâncăm cu lingura, da? Dacă ați văzut acolo, aproape conțin 290.000. Cuișoarele sunt foarte bogate în antioxidanți și pipărăm, punem doar puțin din ele pentru a avea o porție de antioxidanți foarte bună în corpul nostru. Vreau să vă fac cunoștință astăzi și cu un alt reprezentant foarte bogat în antioxidanți, că este vara deja, intrăm în vară, este această familie, da? Se numesc cruciferele. Deci cruciferele, oamenii de știință au demonstrat că au efecte foarte bune. Cruciferele conțin sulforafanul,
Sulforafanul este un citotoxic și un antioxidant puternic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că crește foarte mult activitatea ficatului nostru să curățe corpul, să detoxifice corpul și, lângă toate acestea, de fiecare dată când consumi o salată bogată în crucifere, fie că este varză albă, fie că este broccoli un pic mai scumpă sau varză de Bruxelles, oricine ar fi din această familie, faci o ședință de chimioterapie. Nu o chimioterapie de aia în care aduce supresie medulară, căderea părului, unghiilor, anemie, infecții și multe altele cu sângerări, dar o chemoprevenție și o ședință de chimioterapie benefică prin care distruge celulele canceroase din corpul nostru. Cu alte cuvinte, ei ce au făcut? Au încercat să vadă un fenomen. Vedeți, ce vedeți dumneavoastră sunt ce? Niște eritrocite. Eritrocitele acestea sunt de culoare roșie. Din ce cauză? Pentru că conține hemoglobina. Hemoglobina dată, dacă vă uitați la ea, la formula ei chimică, este aceasta și în centru are fierul. Îl vedeți? Îl vedeți. Lângă ea apare o salată verde. Eu mă uit la ea și încep să salivez, nu știu dumneavoastră dacă așa vă place mult de ea. Ea este de culoare verde, fiindcă conține clorofilă, vedeți? Facem, asta este clasa 7 sau 8, nu? Și ea este verde cu această clorofilă, dacă vă uitați la ea, de ce este verde? Fiindcă aceasta este formula ei chimică și în centru are ce? Magneziu. Ce este magneziu? Știți că vin adeseori pacienți la podiș și chiar îi cunosc, care se adresează și zic, domnul doctor, am așa niște furnicături, așa am niște contracții musculare, trebuie să iau magneziu. Nu? Se ia magneziu. Și ce facem? Luăm fiole intravenos de magneziu. Dar cum credeți, corpul meu va asimila ce tip de magneziu? Ăla care vine verde din clorofilă, din hrana noastră, care, cu alte cuvinte, de fiecare dată, dacă vă uitați și fiți un pic mai atenți la aceste două formule chimice, cu excepția magneziului și fierului, ce observați între hemoglobină și clorofilă? Seamănă? Seamănă. Adică au niște formule chimice foarte asemănătoare. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când noi mâncăm o hrană bogată în clorofilă, verdeață, de aia care zici că nu simt nimic, mă balonează și parcă mănânc iarbă, nu? De fiecare dată când mănânci, n-ai așa o mare satisfacție. Dar în schimb, sistemul și corpul și măduva osoasă spune, vai ce fain, în sfârșit am și eu o transfuzie de sânge naturală. Știi, fiecare dată, când noi mâncăm o salată faină, bună în fiecare zi, la prânz, când te gândești acum, vai, cât mai repede fratele să termine predica, că dimineața n-am mâncat și mă grăbesc să ajung acasă. Da? Ești deja cu hipoglicemie, un pic deja cam tiriți, că scade glicemia și devine iritantă persoana. Și când ajungi acasă, știi că ți-ai pregătit de ieri? O salată ai pregătit de ieri. Deci acasă ne așteaptă deja un lighean plin cu crucifer. Și când l-am mâncat, acea hrană când noi am consumat-o, nu face nimic altceva decât să ne facă o transfuzie de sânge și hemoglobina noastră să crească atât de frumos. În schimb, ce spun medicii lui Faraon? Dacă vrei să ai sânge bun, mănâncă ce? Ce mănâncă? Mănâncă, dragul meu, mai multă cărniță, fiindcă dacă vei mânca cărniță, cu adevărat îți va crește fierul în sânge și vei fi protejat de anemie. Haideți să vă arăt un lucru. Priviți, de-a lungul anilor, s-a observat în America o creștere foarte mult a consumului de carne. Dacă vă uitați aici, este arătat în 1920, se consuma per capita pe an, la un american, 56 de kilograme de carne. Astăzi, studiul făcut aici până în 2020, ajunge că începe să consume un american peste 91 de kilograme. Și ei au zis așa, bine, dacă el mănâncă atât de mult, haideți să vedem pe parcursul vieții un american câtă cărniță consumă.
Și au făcut un studiu foarte frumos. Au observat că un american, în timpul vieții lui frumoase, cu o dietă occidentală, care este bogată în bunișor, în cărniță, brânzică, smântânică, ouă, tot ce este, îți dă viață, putere, rezistență, somn bun și perspectivitate. Și ca să fie, da, de succes, spune că consumă în jur de 12 vaci, adică s-a deschis ușa la bucătărie, au intrat 12 vaci în bucătărie, nu știu cum au încăput, dar au intrat, s-a deschis în urma lor ușa și le-au rămas acolo. Adică au fost transferate într-o alt depozit. Da? Ok, dar nu doar aici se încheie lista. Spune că după 12 vaci, mai intră 25 de purceluși. Au intrat frumos, s-a închis ușa la bucătărie și n-au mai ieșit nici purcelușii. Totul a fost consumat, urechi, coadă, picioruș, tot. După 25 de purceluși, și-au mai deschis din nou ușa și au pătruns câți? Încă 2400 de puișori. Puișori, că e chicken, zici, da? Mai mic așa, mai frumos. Și priviți, toate acestea zic ei că ar fi o cauză a apariției foarte multor patologii. Ziceți dumneavoastră de consumul de zahăr. Și mulți zic, domnul doctor, dar noi nu consumăm zahăr mult. Să vedeți cât de mult ne influențează pe noi dieta și cultura care este în jurul nostru. În 1825, un american consuma 2 linguriți de zahăr pe zi. În 1875, 11. În 1900, a urcat la 22 de linguriți de zahăr pe zi. În 1975, la 26, astăzi un american mediu, se spune, consumă în jur de 30 de linguriți de zahăr. Și eu spun, dar cum poți să spui în pahar 30 de linguriți de zahăr? Foarte simplu. Ai mâncat felul întâi, ai mâncat felul doi, o salată cu leguminoase, ceva acolo ai mâncat, nuci, semințe, și la sfârșit spui că trebuie să punem un capac. Desertul. Ca să mă simt sătul, împlinit. Ai mușcat crema nas, cireașa între buzi, ai scos sâmburile și când te uiți acolo avem doar 25 de linguriți, dar după aia mai vrei și ceva scletești dinții de cremă, nu? Ceva cu fizii, Fanta Cola și multe alte stele din domeniu și mai aduci încă vreo 10-15 linguriți. Și după aia zici seara, mai am nevoie de o energie și mai ai două pătrățele, zici, de ciocolată. Și sunt numele astea așa frumoase, Roger, mai sunt altele. Și când ai luat doza dată, ți-ai luat ușor, ai trecut peste 30 de linguriți. Și când vorbim noi despre acesta, știți că noi nu ne gândim, dar ce-s două pătrățele de ciocolată? Cum crezi, cât efort ai nevoie să faci ca să arzi două pătrățele de ciocolată? Vă dau așa o matematică simplă, de la centru Bacău până la Podiș, de două ori pe zi alergat, pe jos, ușor, cam le arzi. Dar noi facem mișcare, domnul doctor. Vă cred că facem și cu adevărat noi facem mișcare, dar energia care este consumată de noi și modul ei de a fi, cantitatea dens calorică a alimentației noastre, ne arde și ne distruge din interiorul nostru. Bine, vă mai arăt un alt produs care este foarte des căutat astăzi, se numește cașcavalul. În 1920 consumau cam în jur de 1,7 kg pe an și am ajuns la 16 kg, un american. Și știți, toate acestea, fie că este carne, fie că sunt lactate, toate conțin ceva. Uitați, vă zice, sunt lactatele, ele conțin proteină și grăsime, da? Proteină și grăsime, altceva nu are ce să fie în ea. Și carnea, fie că ea este carne procesată, să că este carne, conține la fel proteină și grăsime, care este o proteină de origine animală și grăsime de origine animală. În 2015, Organizația Mondială a Sănătății, scrie jos sub acest tabel, a clasificat carnea roșie ca hrană carcinogenică de gradul 2. În același an, în 2015, carnea procesată au clasificat-o ca hrană carcinogenică de gradul 1. Și acum, ca să facem o trecere lentă la o patologie care este frecventă la o anumită vârstă, cum ar fi vârsta de adultă, este o boală, o malignitate hematologică care se numește limfoma Hodgkin. Nu știu dacă ați auzit de ea. Dacă n-ați auzit, e foarte bine.
dar este o afectare a sistemului limfoid și priviți ce scrie aici în 2016 în această revistă de oncologie și hematologie. Spune că produsele de origine animală cresc riscul limfomii Hodgkin și a mielomului multiplu. Mielomul multiplu este o afecțiune la fel hematologică cu gamapatiile și cu toate afecțiunile de... Și spun aici, uitați-vă ce spune acest articol. Grăsimile saturate promovează apariția inflamației cronice în corpul nostru și crește riscul de limfoma non-Hodgkin. Grăsimile din dietă și riscul de apariție a limfomului Hodgkin. Un alt studiu perspectiv spune că de fiecare dată când noi consumăm grăsime saturată, crește riscul de limfoma non-Hodgkin și această asociere n-au determinat-o și n-au găsit-o ei la consumul de grăsime de origine vegetală. Deci de ce avem astăzi, știți că acum sunt pe câteva luni la secția de hematologie la Iroiaș, și vorbeam chiar cu medicii de acolo și mi-au zis, noi nu înțelegem ce se întâmplă, dar aceste patologii hematologice atât de mult au progresat, că dacă mai de mult aceste boli le aveam la 70-80 de ani, astăzi le avem la 50. Și mai mult ca atât, leucemiile atât de des întâlnite deja și la copii. Copiii fac atât de multe cazuri de leucemii. Și uitați-vă un alt studiu de la Institutul Național de Cancer în America, spune Național din Oxford, zice grăsimele din dietă și riscul de cancer de pancreas. Ce concluzie au ei? Noi am observat o asociere pozitivă între cancerul de pancreas și consumul total de grăsime saturate, mononesaturate și în particular din carnea roșie și sursele de lactate. Noi nu am observat nicio asociere consistentă între grăsimile polinesaturate, saturate, mononesaturate, care se găsesc în plante. Și toate acestea ne aduc la faptul, adică concluzia este că grăsimea de origine animală are un rol în carcinogeneza apariției cancerului de pancreas. Vedeți, nu tot timpul a fost acest lucru. Și cât te îngădești acum bine, dacă acestea determină, crește riscul de boli oncologice, hematologice, oare care ar fi prevenția și tratamentul? La fel, ei le scriu în cărți de leucemie și limfomă. Am colegi, vă spun cu tristețe în inimă, am colegi care recomandă pacienților dintre fructe să consume doar o banană. Știți din ce cauză? Din ce cauză? Și mai ales în anumite patologii, cum ar fi bolile oncologice, în anumite boli, zice, știi un pic, trebuie să fii atent cu produsele de origine vegetală, că nu sunt atât de ușor de digerat, vei avea lipsă de vitamine, de minerale, ci te vei topi și tu trebuie să mănânci consistent. Consistent trebuie să mănânci. Ei, haideți să vedem ce zic însă și ei de la leucemie și limfoame, această revistă de studii, și zic în 2000, ce an este ăsta, 2000, nu mai contează, vă pot da, da? Zice, butiratul și produsii de butirați din fibra vegetală, din dieta bogată cu fibră vegetală, care are un rol contra tumorilor acestea hematologice. Și acesta chiar vi l-am luat și l-am evidențiat câteva propoziții de aici. Și spune că fibra, când este fermentată în colonul nostru, produce de bacterie, adică bacteriile care sunt în colon, fermentează fibra și produc niște grăsimi, acizi grași, cu lanț scurt, cum ar fi și butiratul. Butiratul acesta zice că este hrana preferențială a colonocitilor, adică acestor celule care le avem noi în colon, care stau pe mucoasă. Și le când văd butirat, ele merg la spa. A fost la spa? All inclusive. Ele întineresc, în colonul nostru încep să crească crini, trandafiri, apare soarele, apar futurașii, înfloresc florile, crește, fai, o mireasmă, miros a Chanel Coco. Adică doar bunătăți. Da? Ei, în schimb, când noi consumăm cantitate foarte scăzută de fibre din dietă, dar știți din ce cauză? Fiindcă avem o dietă preponderent vestică, occidentală, bogată în două ouă,
omletă, două filii de cașcaval, o filie de așa mai așa, un frunz de pătrunjel și pâine albă. Fibră vegetală zero. La prânz am venit cartofi cu cărniță așa mai bună, mai mult căluță, cu niște orez sau cartof și două filii de morcov cu pâine albă. Și bun, și bun a fost. Fibră zero. Și seara, două, am zis rețeta aia faină, de două pătrățele de ciocolată, cu antioxidanți de ciocolată neagră, nu? Și ce facem? Aducem ca colonul nostru ce să facă? Să strige, aoleu! Și intrăm în constipație și ne punem întrebare, din ce cauză avem constipație? Din ce cauză avem probleme gastrointestinale și ulterior a sănătății? Eu nu m-am uitat la timp. De regulă eu sunt o persoană mai, dai 25. Și cred că deja a început să apară niște dureri la anumite părți a corpului și a morțeli. De ce eu voi trece la închidere și ne întâlnim la ora 4-5, la cât este? La ora 6. Bine, dar să închei cu acest gând și ne despărțim, da? Ce arată acest studiu din cartea de leucemie și limfomă? Arată că de fiecare dată când noi consumăm fibră vegetală, ajunge în intestinul nostru, se produce butiratul, care altfel nu se produce. Au zis ei că s-au luat capsule cu butirat, s-au luat capsule cu anumiți antioxidanți, n-au avut acel efect. Deci butiratul trebuie să fie fermentat și produs de către flora noastră, care le vedeți acolo, niște bacterii desenate. Și când produc butiratul, butiratul este hrana preferențială a colonocitilor normale. Dar dacă, să presupunem că apar și niște celule canceroase pe acolo, celulele canceroase au un metabolism divers, ele nu au același metabolism pe care are o celulă normală. Are o glicoliză aerobică numită, adică ea consumă glucoza ca sursă primară de energie, dar nu în mitocondrii, ci în citoplasmă. De aceea și metabolismul este rapid, creșterea este rapidă și ele permanent sunt avide de energie. Și pe acest fon s-a dezvoltat și PET-CT-ul. PET-CT-ul ăsta care este făcut computer tomograf cu emisii de pozitroni ca să determinăm anumite leziuni în corpul nostru, este făcut datorită metabolismului accelerat a celulelor canceroase. Celulele canceroase nu pot suferi butiratul. Lor nu le place butirat, ele consumă glucoză. Ce au observat oamenii de știință? Că noi consumăm cantitate bogată de fibră celulară, în celula canceroasă se acumulează butiratul, ajunge în nucleu și are niște efecte de factori supresori a factorilor tumorali, adică celula canceroasă moare. Și zici, vai, ce interesant, de azi înainte vom trata cancerul de colon cu iarbă. Nu-i chiar așa, vom răspunde după amiază, care ar putea fi alte fenomene și tratamente și prevenție. Dar acesta este răspunsul care vine din partea lor. Și au zis ei, noi am observat că butiratul este implicat în prevenția cancerului, de aceea, în anumite zone ale pământului, de exemplu, dacă vă duceți dumneavoastră în Africa Centrală, sau mergeți prin Africa de Vest, veți observa că oamenii de știință și-au pus chiar întrebarea, de ce nu putem găsi noi cazuri de cancer de colon? Nu există cancer de colon. În schimb, în America, în Europa, cancerul de colon este a doua sau chiar a treia cauză de morbiditate oncologică. Și ce au zis? Că crește aproape de 100.000, studiile demonstrate peste 100.000, că inhibă proliferarea și celulelor canceroase și stimulează apoptoza. Apoptoza înseamnă că distruge celulele canceroase din colonul nostru. Câtă fibră avem nevoie? Și unde avem cea mai mare cantitate de fibră? 32 de grame de fibră conține cerealele. Deci cerealele trebuie să fie introduse în alimentația noastră zilnică, să avem dimineață, chiar dacă nu vă place, închideți ochii, vă astupați nasul, mâncați cereale, ovăz, orz, hrișcă, tot ce doriți dumneavoastră, dar nu cu o bucată de unt. Deci untul puneți, vorbim după amiază despre unt, da? Adică să fie cerealele. 15 grame de fibră conțin, la 100 de grame de produs conțin leguminoasele, deci la prânz am zis pe lângă ligheanul la mare de salată, mai avem și leguminoasele.
cruciferele sau toate astea, legumele, conțin 5 grame și 3 grame sunt la fructe. Ne oprim aici. Ne oprim aici, timpul este depășit și ne întâlnim după amiază și vom discuta în detalii mai amănunțite ce am putea face să prevenim și să tratăm anumite patologii. Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm corpul sănătos. În numele Domnului Iisus Hristos închidem serviciul divin, intonând spre slava Domnului imnul 179. Cum se cheamă? Tată iubit, în numele și meretele Domnului Hristos, înaintea ta venim să-ți mulțumim frumos pentru jertfa Domnului Hristos, care a murit pentru salvarea noastră. Tată, îți mulțumim pentru acest cuvânt deosebit pe care Tu l-ai adus în fața noastră. Și îți mulțumim pentru că Tu ai adus lumină asupra acestei biserici, reforma sănătății. Și îți mulțumim frumos pentru că Tu ne luminezi continuu mintea și cugetul, pentru ca să adoptăm acest stil de viață care să-ți aducă ție onoare și cinste. Te rugăm, dă-ne putere să mergem mai departe prin credință, în puterea Duhului Tău
și în ascultare de tine. Îți mulțumim frumos pentru că încă o dată tu ne luminezi cugetul și ne faci conștienți că pentru propășirea noastră spirituală este nevoie de un stil de viață nou. Îți mulțumim, amin.